Bună dimineața! Într-adevăr, e un subiect foarte bun și foarte controversat și de care oamenii trebuie să știe foarte multe informații. Este o alergie, în primul rând, da? Deci această ambrozie este o plantă sălbatică care este peste tot în jurul nostru, că lumea mă întreabă cum arată această plantă. Dai search pe net și imediat găsești imaginea acestei plante. Ea se găsește pe terenurile care sunt prost, nu se construiește, nu s-a construit nimic pe ele, pârloagă. Sunt prost îngrijite, pârloagă, și da, se găsește și pe lângă case, și pe lângă râuri, și pe lângă pădure. Te-ai mutat lângă pădure, minunat, doar că ai această ambrozie lângă pădure. Ea, din păcate, descarcă foarte mult, o cantitate mare de polen și descarcă în lunile august-septembrie. Deci un sezon de 2 luni. În aceste 2 luni se află în jurul nostru acest polen pe care îl inspirăm pe mucoasa respiratorie și mai ales la nivelul nasului și dezvoltăm o reacție alergică. Dar acum, de ce polenul e mai nenorocit decât alt tip de polen? Că polen e peste tot. Avem floricele, păpădii. Mai trebuie să întrebăm această plantă, ambrozie. Nu s-a descoperit de ce, dar este ea în sine foarte agresivă. Dar depinde foarte mult de persoane, de fiecare persoană. Toți genetic ne-am născut altfel. Unii sunt mai reactivi decât alții. De exemplu, eu am un frate geamă, el este alergic la ambrozie, eu nu sunt alergică la ambrozie. Da? Și suntem frați gemeni. Trebuie să mergeți înapoi la spital. Să întrebați? Să întrebăm, da. Bun. Deci se poate chiar și așa, în aceeași familie, unul să fie alergic și unul să nu fie alergic. Și ce trebuie să știm, că alergia nu ne naștem efectiv cu ea. Deci nu o vedem de la naștere, ci se dezvoltă în timpul vieții, chiar și la 40 de ani, dintr-o dată se face un click și putem să o dezvoltăm. De ce? Pentru că anii anteriori am intrat în acest polen și l-am inspirat câțiva ani la rând, o cantitate din ce în ce mai mare, și atunci sistemul nostru imunitar nu mai face față să compenseze cantitatea mică de polen și devine alergic. Deci tu poți să fii în contact cu alergenul, cu ambrozia, și anul trecut și acum de ani să nu fii dezvoltat și la un moment dat, dintr-o dată, anul ăsta să dezvolți această alergie. Bun. Bănuiesc că vin oameni la cabinet care sunt pur și simplu îngenunchiați. Deci eu am 2 băieți care lucrează la noi, care în lunile astea mai bine nu-i întreb nimic. Sunt tot timpul par supărați, nervoși. Care sunt reacțiile clare de alergie la ambrozie? Se înfunde nasul instant, dintr-o dată, te mănâncă nasul și apar strănuturi repetitive, salve de strănut. Și nu apare unul doar dimineața, apare de-a lungul zilei mai multe salve din acestea de strănut, te mănâncă foarte tare nasul și ochii de asemenea. Se produce o reacție alergică la nivelul nasului și la nivelul ochilor și scurg ochii. Și dacă nasul se înfundă, că se inflamează mucoasa nazală, dacă nasul se înfundă, ce se întâmplă? Ești foarte supărat pe viață, într-adevăr, obosit, ai insomnii, ai tulburări de concentrație, de memorie și când apare acea conjunctivită alergică, pe lângă lacrimaj și scărpină, ți se umflă ochii și ai tendința să ți se umfle toată fața. Că reacția alergică se dezvoltă la noi în organism încetul cu încetul. Local, intranazal și intraocular, și după aceea ajunge și la nivelul pielii. Poți să-ți apară tot felul de pete pe față și pe piele și apoi alergia se duce mai departe în jos pe tractul respirator, pe tractul intestinal. Pentru că nu toți oamenii dezvoltă această reacție așa de puternică, cum sunt colegii, da, cu o reacție atât de puternică. Unii doar au câteva salve de strănut și mâncărimi în nas și zic, lasă că îmi trece, nu e problemă, nu o bag în seamă. Este foarte important să bagi în seamă alergia, pentru că dacă nu o tratezi, nu stopezi în momentul acela mecanismul alergic, el va evolua spre rău și va afecta tot organismul. Bun. O schemă de tratament. Încep cu începutul. E august, știm că vine ziua lui Răzvan și Dani, că este născuți în august. Și a mea. Poftim. Te poți pregăti pentru perioada asta? Da. Este foarte important să știm că este o alergie sezonieră și care va apărea în fiecare an. Noi nu putem să o vindecăm, să nu mai apară toată viața. Este alergia ta, pur și simplu. E ca herpesul. De care? Ca herpesul. Și pe care, da, și pe care ai dobândit-o de cele mai multe ori în timpul vieții, dar nu te naști cu ea, și atunci trebuie să știi că poți să anticipezi fenomenul alergic luând tratament cu o săptămână, două, înainte de a începe sezonul, ca să stopezi reacția alergică să nu mai apară. Okay. Și, cum v-am zis, alergia este intranazal sau local, dar este și sistemic în organism. Și atunci, cel mai eficient tratament ar fi să-l duci pe două mecanisme. Pe un mecanism local, unde apare alergia, și pe un mecanism
sistemic în corp. Și zicea bine ce zicea acea doamnă pe TikTok, că se dau, sunt spray-uri special făcute să stopeze reacția alergică intranazală, deci spray-uri cu substanță cortizonice, care se bagă în nas, pe nas și bun. Se țin tot sezonul, nu se dă o zi, două, trei. Tot sezonul, două luni cât ține sezonul, trebuie să stopezi reacția alergică, să bagi acest spray intranazal, dar ca să intre cum trebuie pe mucoasă, să-și facă eficiența cum trebuie, trebuie să speli nasul înainte. Da? Deci mai întâi curățăm nasul cu spray-ul cu apă de mare, bineînțeles. Și apoi băgăm acel spray și atunci altfel va fi eficiența lui, okay. Dar de multe ori nu este suficient doar local să stopezi reacția alergică, ci trebuie și sistemic oral să bagi o pastiluță antialergică, antihistaminic, de care sunt mai multe și toată lumea știe de această pastiluță antihistaminică. Dar sunt situații în care, cum este fratele meu Geamăn, care are o reacție alergică mult mai puternică și nu ajunge doar cele două, și atunci vii cu un boost, vii cu un alt tratament sistemic oral, bagi cortizon pe gură. Le administrezi, le recomand pacienților pastile. Am bolile alea grele, practic. Da. Pastile cu cortizon antialergice le bagi o perioadă de câteva săptămâni și atunci le anihilezi foarte bine această reacție alergică. Că dacă nu anihilezi, pe lângă disconfortul că ai nasul înfundat, mucoasa se umple încetul cu încetul și mai apar niște chestii în plus la nivelul nasului, mai apar niște polipi. Dar nu polipi cum îi au copiii, ci niște mugurași, niște săculeți plini cu lichid care se află între cornetele nazale, polipi alergici care îți ocupă și mai mult nasul. Și în momentul în care au apărut acei polipi, atunci tratamentul, dacă nu-l faci imediat cortizonic, ei rămân acolo și după ce a trecut sezonul de alergie. Și ca să desfunzi nasul, ce faci? Omului trebuie să-l operezi, trebuie să scoți acei polipi efectivi, că alt tratament nu există. Vă dați seama ce penibil să te întrebe colegii de ce te-ai operat și tu zici că te-ai operat de ambrozie. Mulțumim tare mult pentru explicații. Sperăm că cei mici nu sunt atât de afectați de problema asta. Sper. Sunt. Dar nu ca adulții. Au început să fie și cei mici foarte afectați în general de alergii. Din păcate, adulții au de obicei alergii la sezon, pe sezon, toamna la ambrozia și primăvara la polenurile de primăvară, dar copiii au început să aibă alergie perenă pe tot anul la praful și noxile care ne înconjoară și capătă și ei sensibilitate la ambrozie, chiar dacă se nasc, și găsești copiii de 4-5 ani care sunt tot timpul cu nasul înfundat și cu polipi inflamați și cu secreții în această perioadă, și de asemenea tratamentul e același. Cel puțin un spray intranazal cu cortizon trebuie să le dai. Deci sunt și copii afectați. Dar ca să vezi tu ca părinte clar ce are copilul, trebuie să-l aduci la medic. Și am noi, înțeles. Medicii oreliști, vedem clar situația, că nasul înfundat îl ai și în răceală și în alergie. Și eu pot să văd clar dacă omul are alergie, uitându-mă în nas, că mucoasa arată într-un anumit fel. Trebuie să încheiem. Mulțumim tare mult pentru...